Cu toate că numai târziu de săptămâna trecută, la adăpostul de câini din Lunca Sucevei a fost un scandal din cauza unei cantități de 20 de tone de mâncare pentru câini expirată și fără documente de proveniență aduse de fundația din Germania, săptămâna aceasta adăpostul a fost autorizat de aceeași direcție sanitar-veterinară, care în urmă cu câteva zile a făcut controlul la sacii cu alimente. Am primit certificatul de înregistrare sanitar-veterinară pentru adăpostul de câini din Lunca Sucevei. Prin urmare, suntem autorizați cu acest adăpost. Acest certificat sanitar-veterinar este valabil cu o anexă, o anexă în care cei de la Direcția de Sănătate Veterinară ne spun clar: autorizăm cele 108 cuști noi care au fost modernizate, un număr maxim de câini în adăpostul din Lunca Sucevei de 500 de câini pentru a trăi și acești câini într-un confort și conform legislației în vigoare. Întrucât DSV a autorizat doar 8 padocuri care au o capacitate de 500 de animale, primăria are termen până la 1 decembrie 2015 fie să modernizeze și restul adăpostului, fie să facă dispăruți aproximativ 400 de câini, asta în condițiile în care nu s-ar mai strânge niciunul de pe străzi. Avem un termen până la 1 decembrie 2015, fie să modernizăm cuștile vechi, fie dacă nu să renunțăm la ele, în așa fel încât acest aviz să poată fi prelungit. Totodată, ne spune clar, trebuie să avem un contract cu un medic pentru servicii veterinare. Eu cred că este un lucru bun și un pas înainte. Am avizat acest adăpost. Lucrăm în continuare la strângerea și prinderea câinilor de pe străzile din municipiul Suceava și până la 1 decembrie vom reuși să avem un număr de fie 500 de câini în adăpost, fie dacă nu să desființăm sau să modernizăm celelalte cuși vechi. La momentul de față, în evidențele Fundației Pro Animals Tina figurează că la adăpost se află 870 de câini, iar primăria are cunoștință de aproximativ 900 de câini și susține că va continua campania de strângere de pe străzi. Pe de altă parte, Fundația Nemțească vrea să-și reînnoiască parteneriatul cu Primăria Suceava, însă acest lucru va fi dezbătut în Consiliul Local.